La colegul meu, Alex Vlădescu, în direct cu noi de la Palatul Victoria. Bună ziua, Alex! Am văzut nemulțumiri cam în toate domeniile, și profesorii, și polițiștii, și mai toată lumea anunță cu proteste, amenință cu proteste. Comunicate de presă de la mai multe federații care anunță din nou proteste. Așadar, tot mai multe sindicate și federații anunță că vor face proteste în perioada următoare, inclusiv în fața guvernului sau în fața prefecturilor. Și vorbim despre infirmiere, brancardieri, îngrijitoare sau asistenți sociali, oameni nemulțumiți că au înghețat veniturile lor la nivelul 1 decembrie anului trecut și că raportarea orelor de gardă, de pildă, sau a sporurilor se face la salariul de bază. Prin urmare, nici de aici nu vor avea parte de o creștere a veniturilor în acest an, așa cum ar fi trebuit să se întâmple. Profesorii de asemenea sunt nemulțumiți de faptul că veniturile lor sunt înghețate pe o perioadă nedeterminată, mare atenție. Prin urmare, anunță și ei că vor protesta în perioada următoare dacă guvernul nu va reveni asupra acestei decizii. Și de asemenea, cei mai nemulțumiți par a fi bugetarii plătiți cel mai prost cu salariul minim pe economie. Asta pentru că știm foarte bine, guvernul își dorește o creștere a salariului minim pe economie doar de 41 de lei net pentru acest an, în timp ce marile federații cer o majorare a venitului minim pe economie de cel puțin 100 de lei net. Vom vedea așadar cum va arăta perioada următoare, pentru că se anunță a fi una plină. Este inadmisibil ca la aproape un an de zile de când a început pandemia, salariații din sănătate să nu fie apreciați. Mai mult, este inadmisibil ca după ce am purtat negocieri cu domnul Câțu în poziția de ministru de finanțe, când ne-a promis, când aparent aprecia sistemul de sănătate și promitea că vor fi creșteri salariale, adică categoriilor de salariați care acum nu beneficiază de creșteri, infirmiere, brancardier, personal testa, cu câteva săptămâni înainte, două săptămâni, cred, înainte să fie numit premier. Și atunci avea altă opinie, iar acum, când are toate pârghile, când este premier, constatăm că a înghețat aceste salarii. În câteva zile se va întâlni forul de conducere a Federației, adică Biroul Executiv și Consiliul Național, și cu siguranță vom stabili mișcări de protest. Probabil lumea va ieși și spontan dacă noi nu organizăm ceva. Proteste au anunțat și polițiștii pentru perioada care urmează. Noul ministru de interne, Lucian Bode, spune însă că a găsit deja o soluție la problemele ridicate și că au ajuns la un acord. Iată declarația. Eu sunt un om de dialog și este foarte interesant că în urma discuțiilor pe care le-am avut și a dialogului pe care l-am avut împreună cu toate federațiile sindicale, cu toate sindicatele, și-au exprimat intenția și disponibilitatea să stea de vorbă cu mine. Am ajuns la un acord. Sunt convins că așa cum și-au arătat disponibilitatea la dialog la prima întâlnire cu mine, sunt oameni de dialog și vom găsi împreună soluții. Sunt anumite drepturi pe care angajații ai Ministerului Afacerilor Interne nu le-au primit de mai bine de 2 ani și jumătate și mi s-a părut absolut normal să căutăm soluții, să acordăm aceste drepturi. Vine un anunț devastator și pentru pensionari. Pensiile vor crește abia în septembrie cu 14%, spun surse Antena 3. În aceste condiții, pensionarii se pregătesc și ei de proteste. Federația Națională a Pensionarilor protestează cu hotărâre împotriva acestor scamatorii pe care le încearcă să le facă guvernul. Am auzit până acum, a fost vorba de 8%, acum 14%. În primul rând, noi cerem guvernului cu hotărâre să respecte legea. Nici legea pensiilor nu respectă aceea cu 40% pentru care noi suntem hotărâți să luptăm. Este o tâlhărie la un nivel atât de înalt. Eu sunt foarte hotărâtă să declanșez pe scară națională începerea unei acțiuni juridice împotriva celor care și-au permis, fără autoritate morală sau legală, să desfinteze aceste fonduri sociale de care nu s-a atins nimeni până acum.